Avem de făcut un wake-up call și spun avem, pentru că va fi primul wake-up call făcut în featuring. Opa. Alexandra are de trezit un băiat din Piatra Neamț, pe care îl cheamă Ștefan Chioariu, are 16 ani și și-a dorit, Ionuț, ți s-au strâmbat ochelarii, mă iertați, să fie trezit de mine cum vreau eu. Și de asta l-am luat în parteneriat pe dragul meu coleg Șurubel. E barter sau i-ai dat bani? E barter, evident, ce ai. Ștefan a scris așa. Stai să spun ce a scris Ștefan. Că în fiecare dimineață vreau să mă trezesc la 6:45 și ajung să mă ridic din pat la 7:30 și întârzim fiecare dimineață la liceu. Așa că noi ne-am gândit să formăm o trupă. Cea mai trupă. Zici și tu numele. Ne numim The Mediocres. Să-i cântăm o melodie ca să nu mai întârzie omul. Vrem să ne schimbăm numele în The Submediocres. O să fie rău de tot. Fiți atenți. Trebuie să mai lucrăm la prezentare. O să fie rău de tot, acoperiți-vă urechile. Dați drumul la câini, trageți obloanele. Pregătește-ți microfonul, Alexandru. Alo? Alo? Bună dimineața! Oh, na, 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 na. Ștefan, îți dau nana. N-ai fost cu minte, Ștefan, îți dau nana. Și ține minte, nu mai întârzia. Liceul chiar e viața ta. E viața ta. Asta e un wake-up call, baby. Direct la tine în receptor, baby. Dar alarma nu opri. Nu te întoarce pe parte. Știi că orice-ar fi? Tu pui busta pe carte. Bună dimineața. Bună dimineața! Trupa tine, The da? Mediocres pentru prima dată. Da, chiar m-a trezit mai de vreme, nu știu cum a reușit. Super, excelent. Bravo. Ștefane. Băi, aplauze pentru cântarea live. Mulțumim, bravo. Plecăciuni. A sunat chilafonic, a zis că își vrea flow înapoi.